Imediat după Big Bang, universul observabil era încă restrâns în spațiu și de aceea, hidrogenul care s-a format la câteva sute de mii de ani după Big Bang era dens. Când primele stele s-au format, erau pline de hidrogen. Ele au devenit foarte fierbinți și au ars foarte repede. Centrul lor era ca un cuptor în care s-au format unul după altul atomi din ce în ce mai grei, care nu existau la începutul universului. După ce au explodat ca supernove, s-au format următoarele rânduri de stele, din care face parte și Soarele. Unele dintre acestea au avut mai puțin hidrogen. Din ele s-au format stele numite pitice roșii, care, având mai puțin hidrogen, ard mocnit miliarde de ani. Unele au avut mai mult hidrogen și s-au format stele ca Soarele, numite pitice galbene. Iar acolo unde hidrogenul a fost mai dens, s-au format stele mai mari, care și acestea au explodat mai târziu sub formă de supernove. În urma stelelor ca Soarele sau a supernovelor, au rămas miezurile lor inerte, pitice albe, stele neutronice sau găuri negre stelare. Unele dintre ele numite și stele compacte. Hai să le trecem în revistă. Știai că Soarele va deveni o pitică albă la sfârșitul vieții sale? O pitică albă este adeseori rămășița unei gigante roșii care și-a pierdut straturile exterioare. Pitica albă are mult carbon, comprimat la extrem. O linguriță din materia sa cântărește câteva tone pe pământ. Deși are masa comparabilă cu a Soarelui, dimensiunea piticii albe nu o depășește pe cea a Pământului. De aceea, ar fi foarte periculos să asolizăm pe suprafața piticii albe, fiind atât de aproape de centrul ei, a fi atrași de aceasta cu forțe echivalente a mii de tone. Stelele piticii albe reprezintă una dintre etapele finale evolutive ale stelelor care nu sunt suficient de masive pentru a-și încheia viața într-o explozie de supernovă. Aceste rămășițe stelare sunt, în general, de dimensiunea Pământului, dar conțin o masă echivalentă cu cea a Soarelui, ceea ce duce la o compoziție incredibil de densă. Piticile albe se formează când stele de dimensiuni medii, precum Soarele nostru, își epuizează combustibilul nuclear și își pierd stratul exterioare sub formă de gigantă roșie, lăsând în urmă nucleuri fierbinte. Acest nucleu se răcește și se estompează treptat pe parcursul miliardelor de ani, transformându-se în ceea ce esențialmente este un tăciune cosmic, pentru că are mulți atomi de carbon. Datorită naturii lor stabile după răcire, piticile albe sunt considerate și capsule temporale. Studiul compoziției lor poate dezvălui detalii despre viața stelei și procesele care au loc în medii stelare. Sunt o cheie pentru înțelegerea evoluției stelare și galactice. Ele sunt fascinante, nu numai datorită proprietăților lor fizice extreme, ci și pentru că ele reprezintă destinul la peste 97% din stelele din galaxia noastră. Piticele albe încă sunt calde și strălucesc. După multe miliarde de ani, ele nu vor mai emite lumină și vor deveni pitice negre. Tu ce crezi? Când va vizita primul turist o pitică albă? Știai că stelele gigant pot exploda sub forma unor supernove la sfârșitul vieții lor? Atunci, pentru foarte scurt timp, stelele gigant formează în centrul lor o pitică albă. Sub presiunea straturilor exterioare, atomii de carbon ai piticii albe se spar în componentele lor, proton, neutron și electroni. Protonii se combină cu electronii formând neutroni. Steaua devine astfel o colecție compactă de neutroni așezați unul lângă celălalt. Cum neutronii sunt mult mai mici decât atomul, întreaga masă stelară se înghesuie într-o sferă cu un diametru de doar câteva zeci de kilometri. Avem o stea neutronică. Stele neutronice sunt dovezi limpezi că materia poate exista în univers în stări de agregare neobișnuite, datorită densităților extrem de mari. O linguriță din materialul său ar cântări pe pământ câteva miliarde de tone. Știai că suprafața stelei neutronice lucește ca o oglindă, fiind aplatizată de puternica forță gravitațională? Pe aici, pe acolo, se ridică munți, înalți de doar câțiva centimetri. Cu toate acestea, nu ne-am putea urca pe ei, deoarece pe o stea neutronică am cântărit multe miliarde de tone. De fapt, am fi aplatizați într-un strat subțire cât o fracțiune de milimetru. Deasupra noastră va străluci atmosfera stelei neutronice. Având doar 10 cm înălțime, ea conține plasmă la temperatură de miliarde de grade Celsius. Ce aspect a stelor neutronice ți se pare ție cel mai fascinant? Știai că o stea neutronică se poate învârti în jurul axei sale mai repede decât un mixer de bucătărie? Câmpul magnetic este atât de puternic încât emite unde radio pe la polii magnetici. Aceștia însă sunt diferiți de polii geografici, cei prin care trece axa de rotație a stelei. De aceea, undele radio balează cerul ca un girofar. Din când în când,
undele ajung la radiotelescoapele de pe Pământ, care recepționează pulsurile la intervale regulate. Steaua neutronică va fi denumită un pulsar. Pulsarii sunt una dintre cele mai captivante descoperiri astronomice ale Universului. Detectați pentru prima dată în 1967, pulsarii sunt astfel stele neutronice care se rotesc rapid și emit radiație electromagnetică. Ce face pulsarii extraordinar nu este doar pulsarea lor ritmică, ci și precizia incredibilă. Unii pulsari sunt atât de stabili în emisiile lor încât rivalizează cu precizia ceasurilor atomice. Aceste faruri cosmice nu sunt doar obiecte cerești fascinante. Ele servesc și ca unelte pentru cercetarea în fizică. Cu ajutorul lor, oamenii de știință pot să studieze legile fizice în condiții care nu pot fi replicate pe Pământ. Pulsarii sunt folosiți și în teste ale relativității generale sau ca ajutoare în experimente care vizează detectarea undelor gravitaționale. Tu la ce crezi că ar putea folosi pulsarii civilizațiile avansate? Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de azi locuitorii acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la întreaga bază de date a firmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO și așa mai departe. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion și camere de hotel la prețuri mai mici, aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert de la Surfshark One poți monitoriza datele tale, verifica posibile breșe, poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completa dispozitivul, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Asigură-ți confidențialitatea cu Surfshark. Intră pe linkul meu din descriere și introduc codul promoțional PRESUR. Astfel vei obține 4 luni gratuite. Știai că găurile negre au fost denumite la început stele întunecate? De ce? Pentru că de acolo nu pleacă nicio lumină. Primele găuri negre s-au format în copilăria Universului după apariția stelelor primordiale. Unele dintre acestea au explodat ca supernove și au lăsat în urmă găuri negre stelare. Atunci când gaura neagră se găsește în apropiere de centrul galaxiei, se întâmplă un lucru remarcabil. Încetul cu încetul aceasta începe să devoreze stelele din jur, devenind o gaură neagră supermasivă. O asemenea gaură neagră are o masă echivalentă cu a multor milioane de soli. Masa unei găuri negre este foarte mare, iar dimensiunea sa foarte mică. Asta face ca gravitația ei să fie atât de puternică încât nimic nu poate scăpa din ea. Nici măcar lumina nu scapă. De aceea găurile negre nu se văd în mod direct. Limita de la care orice obiect este înghițit fără putință de scăpare de o gaură neagră se numește orizontul evenimentelor. La început, oamenii de știință au descoperit existența găurilor negre studiind lumina și obiectele din jur. Astfel, atunci când stelele din vecinătate sunt pulverizate de gravitația găurii negre, praful stelar rămas formează un disc în jurul acesteia, numit disc de acreție. Ați văzut cum se încălzesc mâinile când sunt frecate una de alta? Așa se încălzește și praful stelar în mișcarea sa în jurul găurii negre. Datorită acestui fapt, în anul 2019, a putut fi fotografiat pentru prima dată discul de acreție al unei găuri negre. Iată prima fotografie a unei găuri negre. Teoria relativității a lui Einstein spune că o masă îndeajuns de compactă poate deforma spațiul și timpul. Așadar, cât înghesui mai multă materie într-un loc, cu atât aceasta va curba și mai mult spațiu. La fel se întâmplă și lângă o gaură neagră. Putem înțelege de ce nimic nu iese din ea dacă asemănă spațiul din jurul găurii negre unui râu ce curge către centrul ei. Aproape de gaura neagră, râul se preface în torent, iar torentul în cascadă. O rachetă aflată în preajmă nu va putea să scape, căci ar însemna să înainteze împotriva curentului. La orizontul găurii negre, racheta va fi purtată definitiv de spațiu către centru, pentru că spațiul se provălește în gaura neagră cu o viteză mai mare decât cea a luminii. O rachetă nu poate depăși viteza luminii local și va cădea definitiv în gaura neagră. Astronomii din rachetă vor trece mai departe prin orizontul găurii negre, îndreptându-se către centru. Pe măsură ce cad, timpul de rachetă încetinește atât de mult încât atomii care alcătuiesc racheta și corpurile oamenilor aproape că îngheață din punctul nostru de vedere. Avem și gândurile astronauților din rachetă. Din cauza asta, lor însă li se pare că prăbușirea către centru durează câteva fracțiuni de secundă. De cele mai multe ori, găurile negre se rotesc în jurul axei proprii. Pe marginea lor orbitează rasele de lumină precum orbitează planetele în jurul Soarelui, formând un inel luminos.
Chiar dacă nimic nu poate scăpa din găurile negre, fizicianul Stephen Hawking arăta că acestea pierd energie și cu timpul se evaporă. Când două găuri negre se întâlnesc, ele orbitează din ce în ce mai repede una în jurul celeilalte. În proces, elimină energie prin intermediul undelor gravitaționale, care sunt unduirile ale spațiului. Fuziunea are loc cu o explozie uriașă de energie, care se poate măsura chiar și de pe Pământ, așa cum s-a întâmplat în anul 2015. Pe tine ce te fascinează cel mai mult la găurile negre? Ați auzit de stele quark? Sunt stele ipotetice, nu am văzut încă pe cer așa ceva. Stele quark se găsesc undeva între o stea neutronică și o gaură neagră. Astfel, dacă o stea neutronică a rămasă puțin mai mare, este posibil ca neutronii care este ea făcută să se spară în componentele lor, numite quarci. Quarcii se adună strâns unul lângă altul formând o stea quark, care este astfel mai densă decât cea neutronică. Dacă însă steaua quark depășește o limită critică, gravitația ei o va transforma rapid într-o gaură neagră. Existența stelelor quark este o perspectivă tentantă pentru că sugerează stări ale materiei și condiții fizice dincolo de ceea ce putem recrea în laboratoare. Dacă descoperim stele quark, asta ne va ajuta să testăm și să rafinăm teoriile cromodinamice cuantice și ale interacțiunii nucleare slabe, cele care descriu interacțiunile dintre quark și celelalte particule elementare. Pentru a detecta stelele quark, astronomii trebuie să baseze pe dovezi indirecte, cum ar fi măsurarea undelor gravitaționale și emisiile stelare neobișnuite. Tu crezi că există stele quark în univers? Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul meu din descriere, astfel vă asigurați confidențialitatea cu Surfshark și obțineți 4 luni gratuite. Așa cum ați văzut, membrii canalului pot vedea aceste videouri fără reclame. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!